minerarii din Valea Jiului și sindicaliștii din minerit au ajuns luni dimineață la o întâlnire cu ministrul Olguța Vasilescu la sediul Confederației Meridian. Ministrul a aflat despre minerii de aici și problemele cu care ei se confruntă, iar primarul care a făcut publice punctele atinse a fost primarul Tiberiu Iacobriții. Pe pagina de socializare, edilul a punctat câteva aspecte. La sediul Confederației Meridian am participat alături de reprezentanții administrației publice locale din Valea Jiului, dar și de lideri de sindicat, la o întâlnire cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Au fost aduse în discuție problemele cu care se confruntă Valea Jiului, în special problema pensionarilor care au ieșit la pensie înainte de 2011 și a căror recalculare a pensiilor nu a adus plusurile pe care le așteptau, iar pentru asta se propune inițierea unui act normativ de abrogare a hotărârii de guvern numărul 291 din 2017. De asemenea, a mai fost adusă în discuție problema ordonanței 36, care asigură venituri de completare persoanelor disponibilizate și care expiră în decembrie 2018, dar și promovarea unei ordonanțe de urgență care să dea posibilitatea tuturor angajaților ce își desfășoară activitatea în minele din Valea Jiului și care vor rămâne în momentul opririi definitive activității fără loc de muncă și care nu au nici condiții de pensionare să se poată pensiona în cazul în care doresc, dacă au un stagiu minim de cotizare de minim 15 ani. Ministrul Muncii a aflat de la sindicaliști problemele din minerit, pentru că acum ei negociază contractul colectiv al minerilor și energeticienilor din Valea Jiului și au nevoie de completări și aprobări și de la Ministerul Muncii. Nu au apă potabilă, trăiesc din ajutoare sociale, fără căldură pe timpul iernii și cartierele lor arată rău, dar fac parte dintr-o comunitate care se pregătește să-i ajute. Vorbim despre oamenii ce locuiesc în cele mai sărace zone ale municipiului Vulcan, care vor avea parte de proiecte europene de dezvoltare. Asta spun acum autoritățile locale, care miercuri de la ora 12 cheamă toți oamenii din oraș care sunt interesați să participe la o dezbatere publică. Vor fi atrași și oamenii de afaceri și întreaga comunitate pentru ca mai apoi să se poată accesa fonduri europene pentru toți. Se va stabili o strategie exact pe ceea ce este nevoie în aceste zone. Se va stabili o strategie după care se vor accesa anumite proiecte care vor putea merge până la 7 milioane de euro. Aceste proiecte includ absolut toate nevoile care sunt în aceste zone, pornind de la proiecte de infrastructură, proiecte culturale, proiecte sociale, calificări profesionale, dacă este nevoie în această zonă. Vor putea accesa fonduri și societățile comerciale din Vulcan prin intermediul acestor galuri, grupuri de acțiune locală. Aceste galuri vor superviza tot ceea ce se întâmplă, iar societățile comerciale vor putea accesa prin intermediul galurilor proiecte pentru aceste zone, cu condiția să creeze cât mai multe locuri de muncă. Deci acesta va fi un criteriu, iar noi vom face calificări, de exemplu, dacă ei vor să deschidă o anumită activitate și nu găsesc personal calificat, tot în cadrul acestor galuri se vor face calificări. Locuitorii din Vulcan sunt așteptați să vină cu idei de dezvoltare și să participe la această dezbatere. Sunt așteptați mai ales cei care locuiesc în zonele cu probleme pentru a spune păsurile, iar acest proiect este finanțat special pentru Petrila și Vulcan. Este vorba de un proiect în valoare de 220.000 de lei, din care primăria plătește 2%, în jur de 1.800, iar societatea comercială 5%, 2.500 de lei. ONG-ul nu plătește nimic conform regulilor care sunt. De acești bani ce se întâmplă? Se va stabili o strategie de dezvoltare pentru cele 5 zone care au fost acceptate în cadrul proiectului. Și aici este vorba despre zona Coloniei, zona Dallas, zona Crividia, zona din centru vechi și zona Murișoara. 6 luni au la dispoziție cei care fac proiectul de dezvoltare denumit generic acum pentru viitorul Vulcanului. Iar la întocmirea strategiei sunt chemați toți oamenii din Vulcan. Cei care au plecat cu trenul spre mare duminică noaptea au avut parte de o călătorie de coșmar. Numai puțin de 300 de minute a întârziat garnitura, însă coșmarul călătorilor a început imediat după ieșirea din stația de îmbarcare din Petroșani.
Asta în condițiile în care trenul ce venea de la Arad a întârziat la Bănița 35 de minute, iar la Petroșani deja avea 44 de minute întârziere. Doar că acest coșmar a continuat și în defileul Jiului. Locomotiva s-a defectat. Acesta a fost răspunsul celor din stația CFR Petroșani, care au aflat că oamenii îmbarcați în vagoane au fost la limita disperării timp de aproape 2 ore, cât au fost trași la Bumbești-Jiu pe o linie unde au așteptat o locomotivă nouă. Noroc că era noapte și căldura suportabilă. Opririle neprogramate, însă, au continuat și pe parcursul zilei, așa încât călătorii au ajuns cu foarte mare întârziere la mare. Numai puțin de 5 ore petrecute în plus în tren. Nu este, însă, pentru prima dată când se întâmplă asta cu trenul ce vine din Arad și merge pe litoral. Garnitura a bătut recordul de întârziere anul trecut, când s-a defectat și a făcut 24 de ore la dus și la cursa de întoarcere a întârziat alte 4 ore. Nimeni din stația CFR Petroșan nu a dat detalii despre incident, pentru că este perioada concediilor. Numai puțin de 88 de candidați nu s-au prezentat la proba scrisă la limba și literatura română a examenului de bacalaureat ce s-a desfășurat luni dimineață în 3 centre ale județului Hunedoara. Pentru cei care nu au luat examenul maturității în Valea Jiului, centrul de examinare a fost la Petroșani, însă și aici au fost absenți. Asta în timp ce în alte centre câțiva absolvenți au fost eliminați. Am avut proba scrisă la limba și literatura română, care în județul Hunedoara s-a desfășurat în 3 centre de examen, unul în Deva, unul în Hunedoara și unul în Petroșani. Am avut în total 388 de înscriși, dintre care 86 au absentat și am avut și 2 eliminați. În Petroșani, în total au fost 136 de elevi înscriși la proba de azi, au absentat 38 și nu a fost niciun eliminat. Unul dintre cei care era așteptat să dea bacalaureatul la Petroșani era și fotbalistul de la Steaua, Mihai Pintili, de 31 de ani din Petroșani, însă acesta s-a prezentat la echipă luni dimineață în București.